N-am mai avut o relație de 3 ani. Bă, cred că mie cea de la 15 ani mi-a spune să continui și să fac mai mult din ceea ce îmi place. Și pentru 35? Wow, e atât de departe încât mi-e frică să vizualizez povestea asta. Am putea spune că același lucru. Că mereu trebuie să faci mai mult din ceea ce îți place și să ai grijă de copii, dacă ai, sper să ai. Decizia de a face vlogging nu a fost neapărat o decizie, a fost o întâmplare pentru că am făcut-o dintr-o greșeală. Nu știam că există termenul ăsta, nu știam că există lumea asta și pur și simplu a fost pasiunea mea pentru vizual, pentru fotografie, pentru film și așa mai departe și s-au combinat în ceva ce s-a numit vlog. M-am gândit cumva la saltul cu parașuta, dar... Sigur o să încerc, dar nu știu dacă îmi doresc atât de mult. Cred că mi-aș dori să fiu plecată pe mare o săptămână într-o croazieră. Of, pun totul pe Instastory, atât de greu să găsesc 3 lucruri. Ok, n-am mai avut o relație de 3 ani. Sunt foarte agitată cumva, nu prea îmi place să stau în același loc dacă sunt singură, dar dacă sunt cu oameni care îmi plac, pot să stau forever and ever. În caz că nu este evident, îmi plac foarte mult lanțurile. Cred că momentele în care mergeam la țară și mă plimba bunicul meu cu căruța a rămas acolo undeva și pentru că s-a întâmplat de foarte puține ori să mă plimbe cu căruța pentru că mereu calul ăla era plecat, nu știu ce naiba treaba avea. A fost așa, nu știu, a rămas ceva ce am putut avea, dar puțin, cumva, și a rămas așa fain. Sincer, îmi doream foarte mult să mă fac mare, jur, și să fac chestii. Îmi doream foarte mult să știu despre ce vorbesc părinții mei, despre cutărica lui nu știu cine a făcut nu știu ce și o să știu și să pot să intru în conversația aia, gen, de-aia îmi doream să fiu mare ca să știu lucruri și să am informații și să îmi plăcea mult. Și da. Am avut mare. Cred că lucrurile se întâmplă cu un motiv, dar gen non-stop. Nu există un obiect care să se miște fără să nu există o legătură. Cred foarte mult în chestia asta. Cum e și aia cu dorința pe care o pui în univers și se întâmplă și așa mai departe, așa sunt și pe partea asta. Tot ce se mișcă în jurul meu are un sens, jur. O casă foarte, foarte, foarte extra smart, care să mă ajute să exist, să mă trezească, să mă orice, să mă împingă, să mă... nu știu. Ceva care să mă ajute în orice caz, în orice sens. E foarte greu ca și adolescent să înțelegi că nu contează absolut tot ce se întâmplă în jurul tău, dar cumva trebuie să treci măcar prin zona aia, să o încerci și să încerci măcar pentru, nu știu, 3 zile să ignori absolut orice părere care simți că îți face rău și să înlături oamenii care nu sunt ok cu tine, care îți dau vibe prost. Contează foarte mult oamenii. Consider că tehnologia avansată, băi, a adus un mare plus pentru toți, pentru toți oamenii, pentru tineri, pentru bătrâni, pentru toată lumea și mă bucur de ea și mă folosesc de ea. Știu că poate deveni și ceva rău cumva, dar cred că mai durează ceva până se întâmple asta cumva și cred că putem să ne bucurăm de ea așa cum e. Arta pentru mine e un feeling, e un mood, e ceva ce mă face să mă simt bine. Că văd artă și în obiecte, și în sunete, și în absolut orice. Și atâta timp cât mă simt bine lângă această artă, de exemplu, și mă face să mă simt ca fiind în altă parte, e nu știu, e un feeling bun care vine de acolo. Singurătatea. E atât de simplu. O să mă leg de Electric 2019 de vara asta, că după ce s-a terminat festivalul am stat și am vizitat tot Clujul într-o zi, gen, până seara când aveam avionul, ceea ce n-am mai făcut, să stau așa relax și să iau toate restaurantele pe rând și toate bărulețele și toate astea. A fost, chiar a fost pentru prima dată când m-am simțit așa chill, fără presiuni.